Un cutremur cu magnitudine 4 pe scara Richter s-a produs miercuri dimineață la ora 8 și 25 de minute în județul Gorj, la adâncimea de 13,2 km, a transmis Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Potrivit unei analize realizate de specialiștii instituției, după cutremurele cu magnitudinea peste 5 înregistrate în Gorj săptămâna trecută, s-au înregistrat 810 replici, 300 dintre acestea având magnitudini cuprinse între 1 și 1,5. Alte 240 de replici au avut magnitudini cuprinse între 1,5 și 2. 8 cu au avut magnitudinea mai mare de 3 pe iar 3 seisme au avut magnitudine peste 4. Ziua cu cele mai multe replici a fost 17 februarie, când s-au înregistrat 171 de mișcări telurice. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, tot miercuri dimineață s-a produs un cutremur slab în zona seismică Vrancea Buzău. A avut magnitudinea 2,5 și s-a produs la ora 9 și 8 minute la o adâncime de 108 km.